domnule președinte al României, care mi-a fost și rector, am avut privilegiul să-i fiu subaltern, ca să spunem așa, și în același timp suntem de aceeași profesie, geologi. Domnilor și doamnelor, un dicționar, ca să spunem așa, să-l considerăm pentru un moment, la figurat autor, un dicționar nu poate să scrie o enciclopedie. O enciclopedie însă poate să scrie un dicționar enciclopedic în sensul a tot cuprinzător al termenului. Iată că o enciclopedie numită Face tăcând și tace făcând, alias Mi-ai și voi, ne oferă și de data aceasta prilejul să ne bucurăm de valorile culturii, civilizației și verbului românesc. Eu am citit aproape toate cărțile domniei sale, în paranteză, fiind spus, frumusețea, adevărul este modestia, dânsul este un sinonim al modestiei din toate punctele de vedere. Iată, citind cărțile domniei sale sau chiar studiindu-le cu atenție, am profitat foarte mult și am constatat, printre altele, după părerea mea umilă, că domnia sa este în stare să le impună o disciplină conștiincioasă ideilor sale, să le disciplineze în sensul ca să nu treacă, nu le lasă să treacă granița, ci să acapareze sau să cotropească teritoriile, în ghilimele, altora. Folosește des și niște condimente potrivite după genul literar, respectiv ca vibrat. Mai multe genuri și ar trebui să spunem probabil că să facem o recatalogare a tuturor genurilor literare și științifice și să vedem că unde lipsește prezența domniei sale și cu această ocazie probabil o să facem și niște formulări, definiții noi despre un gen sau altul. Dar și aceste condimente, spuneam, le folosește cu măsură. Și de la o carte la alta aduce ceva nou, fie pe plan stilistic, fie pe plan al conceptului, fie ca structurarea cărții. Mulțumesc frumos, am vorbit cam mult, sunt emoționat, m-a aflat domnule președinte nepregătit. Îi mulțumesc că tot timpul îmi dă ocazia să spun și eu câte ceva. Mulțumesc!